Salut! Eu sunt Ariel și tocmai ai dat play la 3 idei, locul în care îți prezint 3 idei faine din cărțile pe care le citesc. E un fel de... altfel de recenzie. Teoretic, banii reprezintă o unealtă foarte puternică de motivare în ziua de azi. Dacă aș oferi 30 de lei pentru fiecare share dat acestui video, probabil că m-aș alege cu foarte multe share-uri, dar ar trebui să fac și un credit la bancă. Dar banii funcționează în moduri stranii uneori, atunci când îi folosim ca să-i motivăm pe cei din jurul nostru. În anul 2000, doi economiști israelieni au făcut un experiment interesant la o grădiniță. Vreme de o lună, ei au analizat modul în care anumiți părinți își luau cu întârziere copiii de la grădiniță. Asta reprezenta o problemă majoră, pentru că angajații grădiniței au fost nevoiți să stea peste program. După o lună de observații, au anunțat că fiecare părinte care întârzie 10 minute după încheierea programului va fi taxat cu 3 dolari. 3 dolari azi, cu 3 dolari mâine, cu 3 dolari poimâine. Ar fi costat destul de mult la finalul lunii. Însă, la câteva săptămâni după introducerea acestei reguli, s-a observat că părinții întârziau chiar mai mult, de aproape 2 ori mai mult. Pentru că, odată cu această regulă, părinții au simțit că pot cumpăra timp. Altfel zis, părinții nu se mai simțeau prost că ajung târziu la grădiniță, ba chiar se simțeau îndreptățiți să facă asta, plătind în fiecare zi 3 dolari. Când eram mic, mama mă punea să duc gunoiul și, în schimb, îmi oferea mici recompense. Eu n-aș fi dus gunoiul din proprie inițiativă niciodată, iar de-a lungul timpului, nici recompensele nu mă mai satisfăceau. Se pare că recompensele creează dependență și odată ce te obișnuiești să faci ceva în schimb unei recompense, nu vei mai face niciodată acel ceva fără recompensă. Atunci când dependenții de droguri sunt pe cale de a se droga, creierul lor este inundat de dopamină. Dar asta se întâmplă și în cazurile în care oamenii prevăd că pot câștiga o sumă de bani sau urmează să primească o oarecare recompensă. O concluzie ar putea fi că banii sunt ca un drog. Și concluzia 2, dacă vrei să motivezi pe cineva pe termen lung, nu-i oferi recompense. Sarcinile pe care oamenii le au de obicei la locul lor de muncă se împart în două mari categorii. Sarcini ce necesită creativitate și sarcini de rutină, pe care le-ar putea face și o maimuță dacă o dresezi corespunzător. Motivația oamenilor se împarte și ea în două mari categorii, cea intrinsecă și cea care vine din exterior. Ei bine, dusul gunoiului este plictisitor și nu motivează pe nimeni. Asta înseamnă că e nevoie de o motivație exterioară ca eu să duc gunoiul. S-a observat că în cazul sarcinilor de rutină, recompensele financiare pot avea un impact pozitiv. Însă, în cazul sarcinilor ce necesită creativitate, recompensele pot avea un efect negativ. De aceea, mulți scriitori își pierd creativitatea sub presiunea timpului și a banilor. În cazul scriitorilor, motivația vine din interior, iar banii sunt mai puțin importanți. Când motivația intrinsecă lipsește, recompensele financiare nu fac nicio diferență, chiar dacă sunt incredibil de mari. Astea au fost doar 3 idei faine din Drive, de Daniel Pink, pe care o poți găsi la prietenii de la ocean.ro. Și cu siguranță mai găsești câteva 10 de idei faine în ea. Și nu uita, până data viitoare, pune un ban deoparte pentru cărți. Gata mă, it's a wrap.